Bună seara, doamnelor și domnilor! Este o reală plăcere și o onoare să fim alături de dumneavoastră în această seară și într-un ambient atât de frumos și de plăcut, perfect pentru operă. Ne-am gândit ca în acest proiect să includem piese pe care le iubim foarte mult și următoarea este chiar una dintre ele. Cum opera și baletul uneori merg mână în mână, am gândit la acest balet Pulcinela, scris de Igor Stravinsky, unde veți găsi anumite motive baroc, din epoca barocă, dar și motive neoclasice transcrise de Stravinsky. Următoarea piesă are 5 părți și practic este o călătorie într-o lume minunată, de la baroc până la zilele noastre, era modernă.
Thank you.
O să vă spun câteva cuvinte despre acest minunat instrument pe care am onoarea să cânt. Este cu adevărat un instrument special și un instrument care îmi permite efectiv să pot să inventez tot felul de sunete noi, adică chiar și după 10 ani de zile de când cânt pe această vioară, mai bine de 10 ani de zile, încă descoper lucruri noi și e fabulos, e fantastic. Aparținut acest Stradivarius lui Heinrich Wilhelm Ernst, un contemporan cu Niccolò Paganini și un fan al lui Paganini, de altfel își rezerva camera de hotel alăturată de Niccolò Paganini ca să încerce să fure ce Paganini studia și practic să le pună pe hârtie. Un împătimit de al lui Paganini. Astfel, după mai mulți ani de zile, aceștia au devenit chiar prieteni și Paganini a împrumutat această vioară de la el, de la Ernst. Următoarea piesă pe care o vom cânta, respectiv melodia din Orfeu și Euridice, de Gluck, este în aranjamentul chiar al lui Heinrich Wilhelm Ernst. Vă dorim audiție plăcută! Thank you.
Următoarea piesă este poate una dintre cele mai cântate piese din repertoriul violonistic, respectiv Meditația de Jules Massenet din opera Thais. Însă această piesă are o încărcătură emoțională fantastică și aici cred că o să am nevoie de aportul dumneavoastră pentru a clădi această meditație și o să facem un exercițiu dacă doriți. Aș vrea să închidem ochii cu toții pe parcursul acestei meditații să vedem ce fel de feeling-uri sau ce fel de energii putem să clădim. Meditația de Jules Massenet. Thank you.
Înainte de a cânta ultima piesă a acestei seri, ultima piesă din program, vreau să vă spun câteva cuvinte despre o înregistrare, un CD pe care l-am făcut chiar în această perioadă a turneului. Am început turneul pe data de 7 octombrie și cu primul concert am și înregistrat o piesă. Apoi au urmat încă două concerte în care am înregistrat celelalte piese de pe CD. Și veți găsi acolo și două piese sau trei piese chiar de bis care nu au fost cântate foarte mult undeva de la începutul secolului al XIX-lea. O să vă placă, cred. Sper. Revenind la ultima piesă din această seară, este vorba de Vestita Fantezie Carmen de Georges Bizet. Acest aranjament al lui Franz Waxman a fost inițial compus pentru marele violonist Isaac Stern. Acesta a cântat piesa, a existat o variantă ulterioară a acestei piese pe care i-a dedicat-o lui Iașa Haifetz, Iașa Haifetz fiind considerat poate cel mai mare violonist al tuturor timpurilor după Paganini. Acesta, ascultând și studiind piesa, aranjamentul acesta, a spus că e un pic prea ușoară pentru el, el fiind un virtuoz un pic exagerat al viorii, și a vrut să o complice un pic. Astfel, în varianta editată, Waxman nu a vrut să o aibă editată de Haifetz și a lăsat-o original. Însă Haifetz a înregistrat-o varianta complexă, cea un pic mai dificilă. Am încercat în copilărie să fac rost de această partitură, nu am reușit, însă acum 8 ani de zile am întâlnit pe cineva care chiar l-a cunoscut pe Iașa Haifetz în Los Angeles și am văzut să fac rost de aranjamentul original, pe care îl vom și cânta în această seară. Mulțumim!
Thank you.